Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Iarăși avem o știre așa în care, cum să spun eu, sprijină distanțarea socială sau cum era. Adică nu mai poți avea, domne, încredere nimeni în ziua de azi. Așa. Aveți mare grijă pe cine aduceți acasă, pentru că a pățit-o un bărbat din Făgăraș de data asta. A fost prădat tocmai de femeia pe care o adusese în casă pentru... Iubire, domnule. Iubire. Da, deci el dragoste. Și-a făcut o prietenă. Da. S-a trezit și a constatat că a dispărut și prietena și telefonul mobil și vreo 10.000 de euro. Așa, prietenie lungă, bazată pe încredere. Dar de ce stai cu 10.000 de euro cash în casă? Ca să impresionezi, nu știu, când vine prietena... E mai greu să-i arăți un card, nu? Să zici, băi... Bucata aia de plastic nu mai impresionează pe nimeni. Nici e greu să ai încredere în bănci, că na. Până... Da, corect. Da, asta i s-a întâmplat. Bine, prietena lui a venit și cu un prieten. Așa, știi că asta e faza, au consumat ce se consumă. Alcool, chestii. După care s-au iubit și au dispărut banii. Femeia, ce crezi că a făcut cu banii? Ce a făcut? Adică au găsit-o. Au găsit-o, au prins-o polițiștii. Așa. Își cumpărase un storcător de fructe, un... De 10.000 de euro. Niște obiecte electrocasnice. Vreau să-ți iei 3 frigidere, 4 paragaze. Ce naibii mai trebuie în frigider, că e mâncarea scumpă. Apropo, am văzut pachetul de unt 17 lei, un pachet de unt pe bune. Atâta e și la Paris. Da, super. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.